Ăsta este un filmuleț în care vreau să vă arăt importanța ground balance-ului manual pentru țintele de mare, mare, mare adâncime. Și atunci vom lucra cu cel mai adânc detector de metale existent astăzi pe planeta Pământ. Poate pe alte planete sunt altele, dar aici asta e cel mai tare, cel mai adânc. Da? De Tech Relic Striker. Vom proba, dă-mi ruleta. Vom proba cu o tigaie care a fost odată a mea. Uitați-vă că e o tigaie groasă. Ia-mi grosimea, da? Ca să o țintă voluminoasă. Cât avem aici? 7-8 cm, da? Ok. La diametru. Diametrul țintă este de aproape 25 de cm, da? Hai mă, ce dracu, nu focalizezi. 24 de cm, pe acolo. Așa, bun. Și o groapă de să măsurăm adâncimea. Dă cazma, coada cazmalei. Și o groapă artistică. Și două în jos, de să nu se îndoie. Deja e numai lumină în groapă, da? Să nu se îndoie. Atingă fundul fără să se îndoie, da? Nu e îndoit. Ok. O groapă la aproximativ un metru, da? Hai mă, e pe fund? Da. Da? Deci cam un metru. 90 și ceva, 98, 99, un metru, da? Pe acolo. Ok, gata. Punem tigaia în groapă, dar ca să nu ne ajute fundul, deci nu o punem cu fundul sus, pune cu fundul jos. Uite așa, coboară cu ea ușor în groapă, pe fundul gropii, pe fundul gropii. Da? Ok, apasă bine pe ea, apasă bine pe ea. Uitați-vă cum arată un om într-o groapă de un metru, da? Tigaia acolo, după cum se vede, se vede unde e arăchită în interior, da? Se vede că este cu fundul în jos, nu cu fundul în sus. Ok, acum Mihai, o să ții și o să mă filmez pe mine. Ține telefonul și mă filmez pe mine. Bun. Domnul Relic Striker, cum ziceam, care este cel mai adânc detector de metale, RLF cel puțin, dar se bate cu peiurile, e pe acolo. Da? Setări. Îl punem în automat. Disc, discriminare, pe high. Punem pe high puterea, ton, nu contează, mixat, on, ton, neindiferent. Îi punem sensibilitatea pe discriminarea pe minim, cum ar veni, da? Și sensibilitatea, uitați-vă că mă duc un pic în afara zonei roșii, nu știu dacă se vede acolo, se vede așa? Ok, bun. Și pornesc detectorul. Îl pornesc. Ia ruleta de acolo, ca aia o să ne facă, bă. Fii atent aici. N-am făcut o chestie care să faci. Opresc detectorul, scoate tigaia din groapă și ca să verific să arăt în jurul gropii că nu e niciun fel de metal acolo. Da, că așa se face la... Și ia și ruleta, depărtează ruleta. Ok. Da? Pornim detectorul. Hai mă, ce pornești noi, mă, tine? Ok, detectorul e pornit. Îl dăm peste groapă. Da? Nu e nimic aici. Nici în jur, nu e nimic. Zona e curată. Bun, pune tigaia acum. Dă-mi tigaia așa. Hai, pune în groapă. Exact, cu fundul în jos. Apasă bine să stea, da? Ok, deci detectorul a fost pornit în setările alea, da? Dau peste groapă, uitați-vă că tigaia e acolo, da? Dau peste groapă, nici așa, nici așa, nici dacă frec pământul nu vede tigaia, da? Ok, acum, ține și noi. Dar ce fac? Fac ground balance-ul manual. Ăsta este un sol foarte, foarte dificil. Este o argilă nenorocită, se vede că e galbenă. Primează argila, grămada. Da? E o argilă nenorocită. Așa, banul jos, ochii la ușă. Bun. Și ce facem? Facem ground balance-ul manual. Și anume, pentru ground balance manual, ați văzut clipul meu în care vă învăț. Nu vă mai explic ce trebuie făcut. Așa, foarte scurt. Îi scot discriminarea, trec în all metal din potențiometru de sus. Îl trec în manual ground. Mai cobor un pic sensibilitate, o duc înapoi un pic în zona roșie, deci nu-mi trebuie atâta sensibilitate. Îl pun pe coins, uite aici pe discriminare, da? Deci coins, sensibilitatea în zona roșie, chiar la începutul zonei roșii, că o să vedeți ce face ground balance-ul manual. Și acum începem procedura, da? Aparatul este gata să înceapă procedura. Apăsăm butonul threshold-ul la jumate, apăsăm butonul ground adjust. Locul e curat, nu sunt în sine, el acum e instabilitate. Bun, ground adjust. Și începem procedura de ground balance. Mai țipă un pic. E perfect, ground balance e făcut. Acum ne întoarcem
detectorul un disc, da? E gata să detecteze. Din nou, uitați câtă discriminare avem, uitați câtă sensibilitate. Deci nu cine știe ce putere evident pe hike avem la un metru. Uitați-vă ce se întâmplă. Aude tigaia. Hai să fiu cu difuzorul spre... Uitați-vă de unde mi-o ia. Bun. Și acum, ca să fie treaba, o să lăsăm aici lângă groapă detectorul pornit și o să astupăm tigaia, Mihai. Eu te filmez când astup tigaia, hai. N-am întrerupt filmarea, am filmat în continuu, ca să nu mai fie niciun fel de dubiu. Uitați tigaia la un metru. Mai dă-mă ruleta odată, mă, și pune coada de la cazma și mai dă ruleta odată, să nu fie niciun fel de dubiu. Și coada de la cazma, hai să măsurăm cu aia. Relic Striker-ul funcționează, nu l-am oprit, l-am lăsat cu ground-ul făcut ca să nu mai stau să-l mai fac din nou. Da? Pentru 20 de secunde care le pierdem să facem ground balance-ul, cel mult 20, câștigăm enorm în adâncime. Da? Aici suntem, ok. Cât e mai clar? 96, 95, 96, 97, bun, că poate nu s-a dus fundul tigăii până jos, dar ați văzut ce se întâmplă, bun, hai, astupă groapa. Aoleu, mâncați și am obosit. Astupă. Fii atent, uite un pic cu picioarele acum pe ea, bătătorește acolo cu picioarele. Ok, tiga asta rămâne aici pentru teste. Am marcat locul să știu să o găsesc și altă dată. Și vom mai face teste. Aici vom testa și nou chaser pe această tigaie, pe care promit că nu o mai scot. Ne-a luat, cât ne-a luat, mă, să săpăm groapa? Mai mult de jumătate de oră. Să sapi un metru și solul destul de tare. Adică a plouat, dar numai primii 20 de centimetri e pământ moale. După aia e jale și teroare. Pune. Mai taci, băi, detectorul lui pește. Așa, dă-i. Dă-i să zace. Mamă, deja avem 8 minute de înregistrare, dai seama? Ha. Nu dați banii pe prostii, luați banii la copii. Hai, pune cât... Tot deasupra. Tot. Așa. Așa, trage-l și pe ăla. Cât se mai poate. Era bine dacă am vrea să lăsăm locul marcat cu ceva, cu un lemn, o să mă uit, o să ne gândim, dar să terminăm cu filmarea. Pe oricum acum vezi că nu mai sunt frunze, dacă... Da, distabil, ok. Haide-l naiba, ajunge, e clar. Groapa aia stupată! N-a mai rămas pământ afară, numai un pic de țărână, da? Deci toată grămadă e înapoi în groapă, sau aproape toată. Hai, bătătorește bine. Gata. Și ia de colea și filmează, mă... Ia. Ok, deci aparatul, cum ziceam, a rămas pornit Relic Striker-ul. Și tă, vedem ce se întâmplă, da? Filmez? Da. Grapa? Hai să vedem, îl mai ia cu pământ deasupra bătătorit? A, ia uite, băi, ce surpriză! Îl mai ia, doamne, incredibil! Vai, dar ce avem noi aici? Un detector Relic Striker, cel mai adânc detector de... De altfel, chaser-ul n-am apucat să filmez. Recunosc că am prăjit, făcând update, o cameră de 2000 de euro, pe rușinea mea. El a reparat când vine aia. Acum filmăm cu telefonul, ca... Da, asta e. Uite, frate, tigaia la... Și hai să vadă oamenii setările. Deci, încă o dată. Vreau să se vadă bine ce apare aici. Discriminare, coins, pe monede, da? Deci nu... În... senzitivitatea în zona roșie. De aia să mai reducem de sensibilitate. Să nu ce cu ea undeva în zona albă, uite, chiar în jumătatea zonei albe. Dacă n-am pornit. Puterea evident, gain-ul pe high, da? Hai zi, cu sensibilitatea în jumătatea, uite, din nou, ca să nu pun mâna pe el. Uite așa, zi, dacă mai poate. Nu știu dacă mai poate. Ia uite, bă, că poate. Și ascultați, detectorul este tăcut în momentul ăsta, că i-am redus, i-am luat în sensibilitate care l-a luat. Poate. Hai să facem altă chestie. Urcăm și discriminarea. Ne ucem în coins, ne ucem în foil, da? Deci deja asta e o discriminare drastică, să nu umblați cu așa ceva. Eu vreau doar o probă, dar nu vă sfătuiesc să umblați cu așa ceva decât în teren extrem de poluat. Să vedem dacă mai am foil. Ia uite, bă.
Ia și în foil. Mai zică cineva că mi-am auzit vorbe. Așa. Uite foilul, da? Discriminarea în foils. Uite senzitivitatea. E deja în zona albă, la jumătatea scalei. Dar uitați-vă după puncte, da? Ambele puncte albe în sus, da? Bun. Și hai să facem acum altă chestie. Să ne întoarcem. Îl dăm. Acum facem altă chestie. Ne ducem cu discriminarea, cu senzitivitatea foarte sus. Ne întoarcem. Tăiem discriminarea de tot, da? Senzitivitate sus, sus, sus. Uite, ieșim din zona roșie, de ceea ce nu se prea lucrează așa ceva. Ne ducem fără niciun fel de discriminare, da? Eu tăiem. Suntem în high așa și ne întoarcem în ground automat. Hai să vedem. Aparatul lucrează pe automat acum, da? Ia să vedem. Da. Lucrează pe ground automat. Vedeți? Să mai aude un pic. De ce? Pentru că eu cu aparatul pornit am făcut setarea asta. Da? Și acum începe să-l piardă, da? În automat. Oprim detectorul, nu o să mă audă garanta, nu o să mă... L-am oprit, am oprit detectorul. El acum va porni pe automat. Îl pornesc pe automat. Rang. Nu mă aude nimic, deja agață, agață. Ce auzim noi? Mai iau un pic, dar deja suntem cu senzitatea asta. Hai să ducem senzitatea normală, o ducem la zona roșie. Așa. Mai iau un pic, oricum, el e un detector foarte puternic. Dar ca să producă, l-am oprit că nu mai e nevoie, ca să producă un semnal clar, în mod automat, la tigaia aia, tigaia trebuia să fie undeva la 60 de centimetri. Și atunci avea un semnal foarte clar și săpabil și nu știu ce. Poate într-un sol curat, da, o scoți la adâncimea asta, o scoți la adâncimea asta, dar într-un sol extrem de curat. Deci la un metru în automat, într-un sol extrem de curat. Însă în sol dificil, ground balance-ul manual, ați văzut ce diferență face. Acestea fiind zise, succes. Și hai să oprim. Terminasem filmarea și ziceam că suntem gata, aceeași groapă, aceeași așa, avem două striker aici, mai avem un prieten cu un striker, căruia de fapt îl testăm, că el credea că nu merge și am arătat că merge. Bun, am o mare curiozitate, bobina Ultimate 13, hai să vedem dacă face față la o chestie de genul ăsta. Începem întâi cu solul în, da, discriminare, hop, automatic ground, da? Ducem în automatic ground, putere pe high, sensitate foarte sus, discriminare deloc. Hai mânca la tata. Să vedem, îl pornim pe auto, cum am zis. Deci sensitatea am dus în sus de tot, acum mic, da, aceeași tigaie la un metru. Diametru 24-25 de centimetri, cu fundul în jos. Grosima tigăii 7-8 cm. Deci n-avem, trecem pe aici liniștit. Bun. Oprim detectorul. Facem prestările pentru ground balance manual și atunci. All metal, M ground, high. Mă duc cu discriminarea în coins. Cu senzitivitatea un pic înaintea zonei roșii. Mă duc în ton mixat, frecvența 1. Ia, uitați setările, da? Deci astea chiar sunt niște setări normale de lucru. În cele mai multe soluri vor funcționa, da? Ok. În afară de... Bun. Și acum, deci sunt cu el pe M-Ground, Holmetal, îi fac ground balance manual, bobina de Ultimate 13. Pornim detectorul, a pornit dihania, apăsăm ground adjust, pompăm și rotim în sensul acelor de ceasornic. Eu fac rotiri destul de ample. Când îl ridic, nu știu dacă vă auziți. Acum e perfect. Ground balance manual e făcut. Îl trec din all metal în disc după comutatorul din stânga sus. Tac, și sunt foarte curios. Da? N-avem nimic. Ne îndreptăm spre groapa noastră. Ia uzi, mă. Fii atent. E un semnal mai slăbuț. Dar s-aude. Nu e chiar slăbuț. Ia să ridicăm. Da, se pierde mult mai repede, da? Deci undeva la, deja la 15-20 de centimetri deasupra gropii, pierd semnalul de la tigaia asta. Bobina mai mică nu scoate adâncimea bobinei mari de 18-15, da? Cu bobina mare, ați văzut, cam de aici îl luăm, da? Deja la vreo 50 de centimetri deasupra gropii îl luăm, da?
cu toate astea, că asta e o bobină ușoară, manevrabilă, adică și un copil dă cu detectorul cu bobina asta. E foarte ușor, se balansează bine pe braț, am mai explicat eu. Da? Deci, se poate. Oprim detectorul, îl ducem înapoi în automatic ground, refacem figura. Deci în auto ground l-am oprit, îl ducem în blană, în blană, tot în blană, nu, stai că e invers, da? Totul în blană. L-am pornit și o să vedeți că fără ground balance manual, în solul ăsta e un sol super nenorocit, nu o ia. Da? L-am pornit, e tot în blană. Nu-l ia. Ușoare, ia instabilitate de la sol, la semnalul. Bă, dă-l dracu. Uite că ia și așa semnal. Fii atent. Nu pot să cred. Tot ia semnal și așa. Bă, este un detector... Bă, ești prea puternic, mă. O să dăm de belea, nu o să mai fie nimic în Pământul României dacă toată lumea își cumpără de asta. O să-și scoată toate comorile și nu o să mai avem cu ce ne distra. Nu vă cumpărați Relic Striker. Vreau să mai am și eu ce găsi. Ok, la revedere. Ați văzut ce poate. Și pentru testele viitoare cu noul Detect Chaser am înscris un băț. Acum eu sper să rămân aici. Sper să rămân aici. Dacă nu, îl găsim. Îl găsim, găsim tigaia, că nu cred eu că are altcineva detectoare în zona asta cel puțin capabilă să mișune pe la adâncimea aia. Așa că tigaia va fi acolo în siguranță. Ca majoritatea comorilor antice, de altfel.